Sud-coreanul Kim Yong-yang a fost ales miercuri în funcție de președinte al Agenției Internaționale de Poliție, Interpol, a anunțat pe Twitter organismul internațional. Kim Yong-yang l-a învins la vot pe candidatul Rusiei, Alexandru Prokopchuk, iar mandatul lui în fruntea Interpol este pe o perioadă de 2 ani. Cea de-a 87-a adunare generală a Interpol s-a desfășurat în Dubai. Kim a fost până la alegerile de miercuri președinte interimar, înlocuindu-l pe fostul șef Meng Hongwei. Acesta a demisionat recent, fiind arestat la întoarcerea sa în China pentru acuzații de corupție. Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, și alți 4 senatori americani au cerut într-o scrisoare deschisă dată publicității la începutul acestei săptămâni, adresată delegaților celor 199 de țări membre ale Interpol, să respingă candidatura lui Prokopchuk. Reprezentanții Statelor Unite ale Americii și-au exprimat de asemenea susținerea pentru Kim Yong-yang, temându-se că organizația internațională ar putea să devină un instrument în serviciul Kremlinului dacă rusul ar fi câștigat alegerile. 3 tornade au lovit sudul Italiei într-o singură zi. Cel mai spectaculos vârtej s-a înregistrat în portul Salerno și a fost surprins de mai mulți localnici și turiști care au postat filmările pe rețelele de socializare. Conform presei din Italia, mai multe containere din portul Salerno au fost pur și simplu ridicate în aer. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pagubele sunt minore. A doua tornadă s-a format în provincia Calabria și a provocat importante pagube materiale, mai multe clădiri fiind afectate. Nici în acest caz nu au fost victime. Tot în sudul Italiei, pe coasta Adriaticii, s-a format și cea de-a treia tornadă. Vijelia a doborât copaci și mai multe construcții. Autoritățile locale, citate de mai multe publicații din peninsulă, susțin că mai multe persoane au fost rănite ușor, dar nu a fost comunicată o cifră oficială. Elvețienii sunt chemați la urne la sfârșitul acestei săptămâni pentru a-și exprima votul asupra unui subiect de importanță națională care a împărțit țara în două. Subiectul referendumului este dacă să fie subvenționați fermierii care lasă coarnele vacilor și caprelor lor să crească natural. Referendumul cu privire la păstrarea demnității șeptelului a fost inițiat de un fermier de 66 de ani. În urmă cu 9 ani, acesta a demarat o campanie pentru acordarea de subvenții fermierilor, astfel încât aceștia să poată să își asigure spațiul de pășunat suplimentar de care animalele cu coarne au nevoie și astfel să fie redusă practica de înlăturare a coarnelor. Apreciind că datorită coarnelor, vacile pot comunica și își pot regla temperatura corpului, inițiatorul referendumului vrea ca fiecare fermier să primească o subvenție anuală de 190 de franci pentru fiecare animal cu coarne. În prezent, aproape 3 sferturi din vacile din Elveția, care au devenit un simbol național și o atracție turistică, nu au coarne, fie pentru că au fost concepute genetic în acest fel, fie pentru că acestea au fost înlăturate după naștere. Guvernul elvețian se opune acestei inițiative, subliniind că ar putea cheltui până la 30 de milioane de franci din bugetul anual de 3 miliarde de franci alocat agriculturii. Pentru ca o inițiativă populară să fie adoptată, are nevoie de sprijinul majorității alegătorilor, precum și de suportul a mai mult de jumătate din cele 26 de cantoane elvețiene.